privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din 27.09.2023, ora 10. Vă rog să îmi permiteți să suplimentăm, să permite suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct, și anume proiect de hotărâre privind modificarea organigramei privind modificarea organigramei Consiliului Local. O să dau acum cuvântul domnului președinte ședinței pentru a deschide ședința. Atât am vrut să anunț numai suplimentarea ordinii de zi cu acest punct. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Da, mulțumesc. Proiectul ordinii de zi la ședinței ordinare a Consiliului Local Ștefan cel Mare, județul Bacău, din 27.09.23, ora 10. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată a județului Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunii Ștefan cel Mare să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Și punctul 3, modificarea statutului de funcții și a organigramei din Comisia de Specialitate numărul 1, Comisie pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Agricultură, Activități Economico-Financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului și turism, servicii și comerț. Comisia de specializare, specialitate numărul 2, Comisie pentru administrarea publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția copilului, tineret și sport. Comisia de specialitate numărul supunem la vot prima, Comisia de Specialitate. Ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? În anunțația de votare. Așa. Deci, proiectul de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public al Comunei Ștefan cel Mare. Da, discuții, dacă sunt discuții. Deci avem organizarea iluminatului public de administrația Fondului de Mediu și în urma aprobările finanțării, suntem nevoiți, suntem obligați să înființăm serviciul de iluminat public pe care o să-l delegăm unui operator autorizat. Deci noi deja avem contract de acest serviciu cu o firmă autorizată, dar trebuie să avem serviciu organizat, serviciu de iluminat public organizat la nivelul primăriei. Și atunci este delegare de serviciu. Deci asta implică. Trecem la punctul 2. Cine este pentru? Serviciul respectiv se vor angaja la persoană? Nu. Nu. Se face serviciu la nivelul primăriei și serviciul ăsta poate fi delegat unei persoane, unei ca și cu pe. Așa. Exact ce spuneți.
Ne spune la voi. Supunem la voi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Deci, în unanimitate a fost votat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului comunei Ștefan cel Mare să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Acum ați văzut, ați primit materiale, ați văzut evoluția anuală, deci cu cât se mărește taxa de pe metru cub de viață. Da, aici bani de avem, aducem în discuție proiecte de genul ăsta pe zona asta. Știți, spune ce vreau. Proiectul ăsta de și realizarea canalizării la nivel de Ștefan cel Mare, să spun. E mai vorba de prețuri sau de prețul apii și... Da, 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 nu, 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 nu. Da, ei n-au ce investiții să mai facă la nivelul comun. Avem așa, nu, canalica asta. Canalica nu face nici a, face proiect. Face nici să curs de obținerea avizelor. Pe tot că administrația de fondul de miere, eu să mai dau bani pentru alimentări cu apă, canalizare. Și acum mai stăm după cei de la grava, facem noi. Ca să îl putem, să le putem. Da, dar pe vitea mai din mult aveam mai din mult aveam canalizare. Supunem la vot. Cine este de care? Împotriva cine la amințarea a fost votat. Da, da. Punctul 3. Modificarea statutului de funcție și a organigramei din Comisia de Specialitate. Din aparatul de specialitate a primarului. Din aparatul de specialitate a primarului. Comunei Ștefan cel Mare. Ce-am discutat? Ce-am discutat? Nu știi costă. Mă, știi, nu știi. E sasă? Da. Discuții. Pun la vot. Supunem la vot. Cine este pe care? Împotriva cine? Nu ar putea de-a fost votată. Diverse. 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 La diverse să vă mulțumim pentru ajutorul acordat de la... Vreau să trăim cu din viață. Da, ca pierdă. Da. Am trebuit la multe. Am obținut și curs, dacă nu era vreau să știu bagă în asta în soție. Domn primar, am dorit să facem un plan de acasament pentru acordat de licitație. Ați dorit să faceți? Păi da, și ați zis că ne recomandați să vă opinim în cadastrat, nu? Care e lucrat, care schimbe să luați, nu? Să putem să facem. Care ea mai puțin, nu? Da, e că poate vă reușim să tragem pure de aia. Așa mi-a dat, avem eu un plan de amplasament, să putem să facem și la trei oameni. Cer un plan de amplasament, în baza planului de amplasament ne registrăm la Registrul Agricol și după aceea să vedem dacă reușim numai pe baza de ani de lege, deci un certificat fiscal. Da. Dar primul cu pasul ăsta. Cu asta e cu plan de amplasament. Da, ca să nu mă complicat, părerea mea e că ar trebui doar acordată în biserică. Dar dacă vă duceți să tot ce nu știu, încadrați, trebuie să fie nou un contract. Da, dar să-l mai zice. Donații, de dată. Deci, numai este cimitierul e zonă publică, sau cum se numește? Cimitierul e domeniul public.
public, așa ceva. Deci numai terenul destul de sericuț, deci atât. Da. Am să fim... Ne mai fiind întrebări, declarăm să fim închise.